dimineața, sunt la ANG Luxury Properties și ANG se spune corect, nu ANG și niciun alt fel. Iar alături de mine este Nicoleta Manea, Head Broker și cumva parte din echipa de management, pentru că ești cumva fondatoarea agenției. Da, așa e. Și o să te rog să ne spui cum ați început. Este povestea standard, clasică a unui agent imobiliar care apoi își face agenție? Surprinzător, nu. Nu. Nu, eu, după cum ți-am spus mai devreme, sunt din Ardeal, din satul mare. Motivul pentru care mă aflu la București sau mă aflam acum 13 ani a fost că am venit la facultate să studiez dreptul, să mă fac magistrat, sub nicio formă n-aveam de gând. Adică nici nu știam eu ce înseamnă să faci vânzări. L-am cunoscut pe Alex, soțul meu, în facultate. La momentul respectiv el lucra la Philip Morris. Ori eu provin dintr-o familie în care întotdeauna am avut câte un business ceva. Și atunci am zis, măi Alex, eu cred că tu ar trebui să pleci la Philip Morris. Cred că ai mult mai multe abilități pe care ai putea să ți le pui, nu știu, să... În valoare. În valoare, exact, într-un mod diferit. Și atunci n-am insistat foarte mult, că nici el nu-și dorea să rămână. A plecat, ne-am făcut o firmă pe care am înființat-o eu, de altfel, că doar eram studentă la drept, și am început o lucrare cu tata în construcții civile. Ulterior am renunțat la lucrarea respectivă, era destul de complicată, nu aveam atât de multe utilaje, nici tata n-avea dat-o mai departe. Și într-una din zile, după ce am încercat alte trei business-uri, în care bineînțeles am intrat cu ele în faliment, că nu ne pricepeam niciunul din noi la ceea ce am vrut să facem, a venit de fapt este o rudă prin alianță cu Alex, care zicea că mai ar vrea să-și facă o firmă ca să-și deschidă o agenție imobiliară. Eu, pentru că după cum ți-am spus, am deschis firma respectivă, am zis ok, hai că te ajut eu. După care Alex, pentru că tot timpul îi se aprinde câte un beculeț când aude lucruri legate de business și de vânzări, pentru că lui asta îi plăcea să facă, i-a zis, dar hai să facem pe firma mea dacă tu nu ai o firmă. La momentul respectiv, tipul acela nici nu avea banii suficienți și am zis, hai că te susținem noi. Și așa am început noi. Am deschis agenția respectivă cu Sorin. Sorin a zis, eu voi sta alături de voi până în momentul în care o să strâng suficient de mulți bani încât să-mi fac eu propria agenție. Și cu asta basta. Alex i-a spus de la început, dat fiind faptul că datorită ție am început, tu poți să rămâi în business cât vrei tu, întotdeauna noi o să facem jumătate absolut tot ce câștig. Așa s-a și întâmplat până vreo două luni a stat Sorin cu noi, în momentul în care a decis să plece. Alex întotdeauna a avut ori un om, ori doi. Cumva am început biroul la noi în garsoniera, unde stăteam pe vremea respectivă. Pe vremea respectivă era genul ăla de garsonieră unde a stat o avocată acolo. Adică era perfectă, avea o canapea unde am dormit, ne-am chinuit cei drept. Și un birou. Și de acolo a început ANG Holding. În continuare avem celălalt birou, doar că am decis să facem divizia asta luxury după aproape 10 ani. Așa încât asta e povestea noastră de început. Am fost întotdeauna, n-am lucrat pe nicăieri, nicio agenție imobiliară, nici eu eram studentă. Alex, după cum ți-am spus, lucra și era și el student în același timp. Dar știi ce mi-a atras atenția? Că ai zis că ați avut înainte alte trei business-uri, că n-ați avut, au intrat în faliment pentru că n-ați avut experiență, totuși nici ca agenți imobiliari n-ați avut experiență. Celălalt coleg al vostru era, nu v-a fost teamă din punctul ăsta de vedere? Ba da, doar că dat fiind faptul că încercasem, apropo, un service auto, Alex, fratele lui Alex lucra într-un service similar, apoi a făcut o croitorie, după aceea un restaurant, un catering, am încercat noi să copiem, nu știu, alte business-uri care funcționau, dar nu ne-a mers. Într-adevăr, Sorin lucrase într-o agenție timp de 6 luni și el realmente știa de unde ar trebui să luăm softul, unde ar trebui să facem un curs și cumva ne-a asigurat că o să ne sune telefonul odată ce noi o să lansăm proprietăți în piață. Bineînțeles că asta ne-a dat încredere, dar cumva pentru noi era ok, hai să încercăm și pe asta. Nu, de regulă nu. Eu sunt o tipă cu foarte mult curaj, adică dacă realmente îmi propui ceva și consider că e acolo un procent cât de mic, că putem să realizăm un lucru fain, de ce nu? Nicoleta, 2021 este un an aniversar pentru voi. Cum au fost cei 10 ani de la lansare? Au fost plin de provocări. Au fost 10 ani foarte frumoși, în sensul în care am crescut într-un mod organic, realmente. Adică noi am început în 2009 pe închirieri,
Adică nu ne-am ocupat de altceva și a durat vreo 3 ani până când am avut suficient de mult curaj încât să listăm 2-3 proprietăți la vânzare. Țin minte că primul deal, nu o să-l uit niciodată, a fost pe Decebal, o garsonieră, 43.000 de euro, prima noastră vânzare. Pe măsură ce a trecut timpul și noi ne-am dezvoltat, pentru că scopul nostru dintotdeauna a fost să avem o echipă mare, pentru noi contează cel mai mult treaba asta. Ei sunt... cred că după Anastasia, acum cu avem, cei mai importanți. Clar, nu eram în punctul acesta dacă nu era echipa. Cu ce încerca să fiți diferiți pe piață? Este un criteriu important pe piața imobiliară? Da, e esențial. În primul rând, faptul că suntem umani. Pentru mine este esențial, asta încerc să le spun oamenilor mei zilnic. Până la urmă, faptul că facem consultanță la birou, deja au început să facă treaba asta și alte agenții, dar am fost printre primele. Birourile, după cum ai văzut, sunt unice. E suficient să faci un pic de research, o să vezi că nu o să mai găsești birou cum avem noi. Agenții noștri sunt foarte bine pregătiți. Vindem, nu doar că le avem în portofoliu, vindem în proprietăți, ansambluri exclusiviste. Sunt agenții care realmente n-au acces nici măcar să intră să le vadă, dar emită să se ocupe de ele. Dar faptul că suntem umani, faptul că reușim să ne atragem clienții alături de noi, cred că este un lucru care clar ne diferențiază. Ați avut tranzacții record, pentru că de obicei agențiile vorbesc de astfel de tranzacții. Da. Clar. Da, am avut. Am avut atât eu personal. Am vândut anul acesta două apartamente, de fapt, o să fie unul foarte mare, de vreo 600 de metri, unei familii cu o familie generoasă, de fapt, cu 5 copii. 2,6 milioane. Apoi, de-a lungul timpului, au mai fost vândute penthouse-uri. Adică, la noi, tranzacțiile aici, în sediile din ANG Luxury, toate sunt constante de la 800.000 de euro în sus. Adică, inclusiv mâine se face un deal de 1.050.000. Săptămâna trecută s-au mai făcut alte 3. Cumva, chiar vorbeam cu colegii mei, tranzacțiile regular aici sunt 300-500.000, cam așa. Iar cele record sunt în general peste 2 milioane. Dar da, cea mai mare de anul acesta e asta, de 2.600.000. Ați tras acum la 10 ani de la lansare în linie să vedeți câte vânzări ați făcut de-a lungul timpului? Da. Mai mult sau mai puțin, în sensul în care avem o cifră clară. Ce pot să spun este că după 10 ani, anul acesta o să închidem cu siguranță din comisioane 1.5 milioane cu siguranță. Atât anul trecut cât și anul acesta e un an foarte bun. Piața e efervescentă, sunt foarte multe cereri și clienții cumpărătorii români încep să scoată banii. Uite că mi-ai ridicat cumva mingea la fileu, pentru că între acolo voiam să-mi merg cu întrebările mele. Dacă pandemia a schimbat cumva piața, cererea? Da, s-au schimbat. S-au schimbat, în primul rând, nu cred că am client care să nu ceară o terasă generoasă. Asta odată. Apoi e vorba de suprafața utilă a locației. Clienții luxury, în general, caută suprafețe de peste 200 de metri pătrați util. Apoi, bineînțeles, o locație exclusivistă, dar primul criteriu e acesta. Terase mari și, bineînțeles, iau în considerare întotdeauna o cameră în plus, poate birou, pentru că în cadrul oricărei familii de la noi din România există cel puțin un copil și atunci e destul de complicat să lucrezi cu un copil. Anastasia are 2 ani și jumătate, fetița noastră, ori n-ai cum să lucrezi în living când ea este în jurul nostru, așa încât cam astea sunt cerințele de bază. Prețurile s-au schimbat? Prețurile, da, în mare parte s-au schimbat. Deși sunt ansambluri al căror prețuri au rămas aceleași de la începutul anului, realmente, am unul restrău, sunt fix aceleași prețuri. Pe de altă parte, zona de mass market a apartamentelor, acolo se simte cumva o creștere mai mare datorită creșterii materialelor de construcții, dar cumva peste tot se simte. Undeva, nu știu, la proprietățile de peste 800.000, un 10% creștere, aproximativ. Există trenduri în ceea ce privește cerințele clienților? În principiu, da. Trendul principal e locația. Acum mă ocup de un proiect extrem de frumos în Dorobanți Capitale. Cred că este ultimul. Din ce știu și dezvoltatorul, de asemenea, e conștient de faptul că nu mai există un alt teren acolo. Ori clienții nișați care înțeleg potențialul zonei,
fără, adică am fost surprinsă cât de repede au lansat oferte în proiectul respectiv. Varșovia 6 se numește proiectul. E un proiect cu genul acela de lux discret. Intri acolo și simți că îți place, chiar dacă tu nu te pricepi la finisaje, dar simți că are ceva special. Nimic opulent, ăsta e cuvântul, un lux discret, timeless. Are piața din România anumite particularități? Da. În ceea ce privește partea de educație, odată, îmi dau seama, într-adevăr, apropo de cei 10 ani, așa, ca retrospectivă, sunt clienți care își cunosc foarte bine nevoile, unii care cunosc doar ce văd pe imobiliare.ro și au tendința să creadă că știu ce se întâmplă în piață, ori nu e așa. Ăsta este și motivul pentru care noi, ca și companie, am implementat partea de consultanță, pentru că e foarte greu să faci un shortlist, să-i o trimiți clientului pe mail și apoi să te vezi cu el pe teren. S-ar putea să, nu știu, să nu fie ce trebuie. Ăsta e motivul pentru care ei vin aici, încercăm să le înțelegem nevoile odată, apoi să le explicăm inclusiv motivul pentru care anumite prețuri sunt la o anumită valoare în anumite zone. Dar una dintre lucrurile care încă pe mine mă deranjează e asta. Pe de altă parte, am observat în rândul dezvoltatorilor, chiar de câteva luni încoace, am primit tot mai multe telefoane în care ar vrea să știe odată care sunt nevoile clienților, pentru că foarte multă lume face compartimentări care nu se potrivesc cu ce își doresc clienții. Și atunci, de cele mai multe ori, eu le spun dezvoltatorilor când am ocazia, consultați-vă cu noi, noi suntem primii oameni care iau contact cu potențialii voștri cumpărători. Ori dacă nu ne cereți părerea, o să fie complicat să le vindem. Motiv pentru care unul dintre dezvoltatorii care o să facă un blog pe Șoseaua Nordului, după ce am stat de vorbă, bineînțeles, atât cu cunoștințe cât și cu noi, a ajuns la concluzia că cel mai bine e să facă 4 camere generoase, pentru că asta e ceea ce se caută în momentul de față. Când zici consiliere, la ce te referi? Când zici că voi oferiți consiliere clienților? Mă refer la faptul că invităm clienții în cadrul biroului nostru, după ce aflăm în linii mari care sunt caracteristicile pe care ei și le doresc, noi facem un overview asupra zonei, adică încercăm să nu ne limităm doar la, nu știu, o stradă sau o anumită zonă, și încercăm să înțeleagă acel client, să-și dea seama care este potențialul de investiție. În primul rând, eu tot timpul le spun că relația noastră abia începe din momentul în care el cumpără, nu se încheie la acel moment. Și atunci, dacă el mă sună peste 6 luni sau un an și îmi spune că vrea să facă exit la apartamentul respectiv, eu să fiu sigură că el și-a investit bine banii, în așa fel încât, bineînțeles, să aibă un câștig. Pentru mine asta e esențial. Cred că plasarea banilor, indiferent ce spuneam mai devreme, oamenii când cumpără un apartament pentru ei să se mute, tot timpul au tendința să spună, păi da, dar nu-l iau pentru investiție. Da, însă lucrurile, uite, cine ar fi crezut că o să fie tot ce se întâmplă acum cu pandemia? Ori dacă ești nevoit să-ți vinzi locația în care stai, poate chiar să faci un upgrade, cred că e important ca banii să-ți fie investiți cum trebuie. Consilierea la asta se referă, la plasarea banilor cum trebuie, în cazul în care vrei să faci. Să înțelegi potențialul zonei unde vrei să investești, să știi ce se va mai construi de jur împrejur, dacă merită să faci investiția asta acum într-o proprietate la revânzare sau poate ar trebui să aștepți într-un proiect care va fi gata în 2 ani. Genul acesta de discuții le avem în cadrul biroului. Uitându-te în cei 10 ani de experiență pe care ai, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac clienții? Atunci când nu ascultă de agent, evident. Au tendința. În continuare, cred că dacă vorbesc ei direct cu dezvoltatorul, pot obține un deal mai bun, ceea ce e greșit, la fel ca și când te duci la bancă să iei un credit. Cel mai bine să apelezi la un broker de credit. El are alte dealuri, asta e clar. Noi, de asemenea, știm foarte bine care este procentul și marja de negociere a unui dezvoltator. Ori pe măsură ce tu legi o relație foarte bună cu acel dezvoltator, spre exemplu, și ai vândut mult pentru el, mie mi s-a întâmplat de multe ori, pentru că l-am rugat și știe că are o continuitate și cu mine ca și companie, a negociat pentru clientul respectiv. Asta ar fi una din ele. Apoi, mă repet, doar pentru că am un cont pe imobiliare.ro și primesc tot felul de oferte și imobiliare.ro e genul de portal în care găsești și 50.000 și 5 milioane. Și asta nu e ok. De asta cred că ar trebui să studieze mai degrabă site-urile dedicate ale agențiilor. Adică dacă cauți proprietăți nișate pe zona de luxury, hai să cauți o agenție care asta face. Știi că vorbești cu un profesionist pe partea asta. Vrei apartamente în zona Berceni?
te duci la o agenție din Berceni. Spre exemplu, eu niciodată n-am listat proprietăți din zona respectivă. Sunt agenții mult mai bune decât mine pe zona respectivă. Voi reprezentați atât dezvoltatorul cât și cumpărătorul. Vreau să te întreb dacă există câteva trucuri în care dezvoltatorul poate investi pentru a crește valoarea imobilului. Există, nu știu, un top al lucrurilor pentru care românii sunt dispuși să plătească mai mult? Da, clar. Spre exemplu, atunci când vorbim de un dezvoltator care își lansează proprietățile din ansamblul respectiv, în momentul în care ele nu sunt gata, unul dintre trucuri, e mult spus, e esențial să fie și asta mi s-a demonstrat de altfel anul trecut, să faci un apartament model, un mock-up. În Herăstrău am proiectul meu de suflet, Win Herăstrău, unde am vândut foarte multe apartamente, vreo 78, și m-am ocupat încă din stadiul de proiect. Dezvoltatorul a făcut un apartament model pe cadru metalic, efectiv într-un container. Ei bine, după ce a fost gata acel apartament, clienții vedeau altfel, adică chiar dacă noi vorbeam de niște schițe, de niște apartamente desenate efectiv, în momentul în care intrau în el, chiar dacă era un apartament doar de două camere și vedeau finisajele, înălțimile, faptul că fiecare apartament, chiar dacă e de două camere, are dressing separat, automat a contat foarte mult și atunci au putut să-și ia decizia mult mai repede. Asta când vorbim de un proiect care încă nu este gata. Bineînțeles că el funcționează și în momentul în care blocul este ridicat, dar nu sunt gata finisajele. E esențial să fie un apartament finisat. Mai ales, spre exemplu, în Juan Verdi. Dezvoltatorul la un etaj superior a finisat un apartament și automat când clienții se duc acolo și văd priveliștea aia superbă spre Parcul Verdi, altfel, pentru că vânzarea e emoție până la urmă. Ori dacă noi nu oferim clienților emoție, ei ajung acasă, devin raționali și încep să găsească minusuri. E normal. Dar în proiecte, cele mai importante sunt finisajele. Finisajele și înălțimile. Adică îmi dau seama tot din proiectul de care mă ocup intens în ultima perioadă, de două săptămâni mai exact, de când am început vizitele, că detaliile fac diferența. Iar detaliile se regăsesc în general într-o fațadă diferită, în finisaje diferite, cât mai simple. Simple, clare și înălțimi mari. Sunteți de 10 ani pe piață. O să te rog să facem așa un exercițiu de creativitate și de imaginație. Să te întreb cum crezi că o să arate piața imobiliară din România în peste 10 ani? Și vorbeam, cred că în urmă cu două săptămâni, tot cu un dezvoltator, cineva din piața imobiliară, și îmi zicea că din punctul lui de vedere, peste 10 ani o să ne fie mult mai greu să cumpărăm o proprietate. Da, poate să aibă dreptate. Cert este că din perspectiva mea, pentru că eram foarte mici și apartamentele erau atât de diferite față de ceea ce se întâmplă astăzi, deja avem proiecte în care intrăm cu amprenta facială, așa se deschide ușa. Adică vreau să mă gândesc că o să investească tot mai mult în partea asta de tech, pentru că oamenii apreciază. Printre clienții mei sunt foarte mulți oameni care lucrează în partea asta de IT. Crypto, iPad, că ăsta e adevărul, sunt oameni care au foarte mulți bani și apreciază, așa încât vreau să cred că există genul ăsta de clădiri. Astăzi vorbeam cu un client care el își dorește doar în clădiri foarte înalte și în afară de Upside și One Mircea Eliade nu avem turnuri, așa încât cred că o să fie tot mai multe turnuri, cât mai înalte, trebuie să se dezvolte orașul și în partea asta. Se va dezvolta foarte mult și pe lățime, nu doar în zonele pe care le cunoaștem deja și care sunt preferate, cum e zona de sectorul 1, de Herăstrău, de Dorobanți Capitale, de Chiselev, de Primăverii, pentru că nu mai sunt terenuri acolo. Și totodată cred că vor dispărea acele imobile vechi care arată urât și probabil în locul lor vor apărea niște locuințe frumoase, bineînțeles impus de înălțimile specifice zonei, dar... greu, nu știu exact cât de greu va fi să cumpere o proprietate. Cert este că probabil vor fi evaluate diferit, cum sunt în marile capitale europene. La noi încă prețurile sunt foarte mici, nișa luxury abia acum se dezvoltă. Adică, sincer, număr pe degetele de la o mână proiectele cu adevărat luxoase de la noi din București. Deci e foarte mult loc, foarte mult potențial și în momentul de față atât pentru dezvoltatori,
cât și pentru noi, cei care avem business în domeniul imobiliar, e bine să rămânem și să facem lucrurile cât mai bine. Aș vrea să ne întoarcem puțin la voi, la agenție, să te întreb ce planuri aveți pentru finalul de 2021 și apoi pentru 2022, pentru că ne apropiem de finalul interviului. În primul rând vrem să facem o inaugurare a celor două birouri, că n-am apucat. Că vorba aia, am deschis unul și l-am deschis imediat și pe al doilea și n-am reușit să facem un party. Vrem să închidem anul cu vânzări în proiectele noastre de care ne-am ocupat intens în ultima perioadă, și anume Kiselev 16, Varșovia 6 și Rachmaninov Residence, chiar dacă acolo deja am vândut 21 de apartamente. Și probabil o să închidem cu o petrecere foarte faină de Crăciun, cum a fost și cea din Dubai. Și avem, bineînțeles, țeluri noi pentru anul viitor, în sensul în care vrem să mai deschidem cel puțin 3 birouri, tot în sectorul 1. Vizăm câteva locații, doar că este destul de complicat pentru că noi vrem locații similare cu acestea. Cred că vom mai deschide încă unul în zona Floreasca și în zona Pipera. Și încă ne mai gândim. Tocmai ce am luat un proiect în exclusivitate în zona jandarmeriei. Acum suntem focusați pe el și unul dintre aspectele importante este să închidem măcar jumătate de apartamente până la finalul anului. E un proiect foarte fain, chiar lângă Stejarii. Acum lucrăm la nume, la tot ce înseamnă branding. O să dureze puțin, dar sper să reușim să lansăm apartamentele la vânzare în 2 săptămâni maxim. O ultimă întrebare mai am. Este o întrebare pe care o adresez, cred că, aproape tuturor celor pe care îi invit la interviurile Business Leaders. Am să te rog să-mi spui care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în cei 10 ani de agenție. Cred că cea mai importantă lecție este atunci când te-a pus să faci un lucru, trebuie să fii extrem de bine pregătit. Adică, în domeniul nostru, dacă nu ești la curent cu absolut tot ce se întâmplă în piață, din punct de vedere al dezvoltării, al proprietăților, a cerințelor clienților, n-ai cum să faci performanță. Cred că asta e. Eu așa sunt ca și persoană, dar în continuare lecția asta e cea mai importantă pentru mine și că dedicarea trebuie să fie 110%. Altfel, la fel, n-ai cum să reușești. Nicoleta Manea, am ajuns la finalul interviului. Mulțumesc foarte mult! Eu mulțumesc!